Salutare, Luminiță, și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația mea de a le vorbi puțin oamenilor din experiența ta ca specialist în zona de psihologie, totodată în zona de investiții. Fiind în zona de psihologie, ne poți vorbi puțin și despre psihologia copilului și dezvoltarea lui în zona asta. Când vine vorba de background-ul tău profesional, cursanții noștri deja te cunosc, ești o prezență foarte pregnantă la noi în comunitate și foarte mulți dintre ei chiar au fost foarte puternic impactați de prezența ta în companie și tocmai de asta experiența profesională, repet, o știm. Mi-ar plăcea să ne spui puțin și despre tine în afara biroului, să vedem cine este Luminița când se închid ușile de la birou și care sunt pasiunile tale. Cine ești tu ca om, dacă e să o luăm așa? Poate o să sune un pic așa intrigant, dar eu sunt un om foarte simplu. Eu sunt un om foarte simplu și totodată foarte înverșunat să descoper cum putem fi fericiți. Deci pasiunea mea cea mai mare și cea mai mare parte a timpului meu o cheltuiesc și investesc în a învăța, bă, oare este posibil ca eu, care m-am născut într-o familie modestă, având un trai modest, cu anumite traume, cu o stimă de sine șubredă, e posibil să mă ridic și să reușesc în viață să-mi îndeplinesc visele? Și dacă da, cum? Care sunt pașii? Care este rețeta? Ce ar trebui să fac? Și o altă pasiune a mea, cea mai mare, este să susțin oamenii, da, să mă urmeze sau să-și găsească propria lor cale, să-i susțin în a reuși, în a reuși să-și îndeplinească visele, în a crede în ei, în a se lepăda de rușine și în a-și construi vieți mai frumoase. Viața mea este simplă, călătoresc foarte mult, sunt o persoană care aș putea să mă consider autonomă financiar, tot ceea ce mi-obțin în viață, casă, mașină și lucruri materiale, mi le dobândesc prin forțele mele proprii. Am o relație foarte bună cu familia și, în general, cred că focusul este pe a fi bine prin propriile mele resurse și a împărtăși acest bine cu cei dragi. Foarte frumos și mă bucur că am putut să trecem așa puțin de bariera asta profesională, pentru că tocmai despre asta e vorba, despre a arăta oamenilor că nimeni nu este zeu, cu toții suntem oameni și dacă noi am ajuns la anumite rezultate, cu siguranță oricine poate, așa că îți mulțumesc mult pentru răspunsul tău. Ne-am întâlnit astăzi pentru a discuta despre opinia ta și despre experiența ta când vine vorba de educația financiară în cadrul familiei, mai exact educația financiară a copiilor. Dar hai să vedem mai întâi ce vezi tu sau cum vezi tu educația financiară? Ce este ea? Cum ai defini zona de educație financiară? Nu știu, cred că am putea sta aici foarte mult timp să căutăm definiții științifice ale educației financiare, dar eu cred că putem spune că educația financiară este acea zonă în care tu îți dobândești acele abilități care te ajută să faci alegeri bune în viață. O trambulină care te poate propulsa din zona lipsei și a nu avea în zona unui trai decent, onorabil sau chiar de ce nu bogat. Cum consider că educația financiară poate să îl ajute pe copil, pe viitorul adult, de altfel, să-și formeze un mindset prosper, să-și formeze acele calități de care va avea nevoie în momentul în care va intra așa în lumea adulților? În primul rând, am observat că oricum copiii folosesc banii în creșterea lor. Deci cele mai multe cheltuieli, dacă observăm în fiecare familie, se fac pentru copii, pentru copiii noștri. Și atunci putem să ajutăm prin educația financiară a copiilor ca aceștia să-și dezvolte foarte mult creativitatea. Și dacă creativitatea este deschisă, blocajele dispar. Un alt avantaj ar fi, nu știu, să își dobândească un comportament financiar responsabil. Adesea copiii merg într-un magazin cu jucării sau nu numai, într-un market, văd un lucru care pe moment le face lor click și dacă cumva tu, ca părinte, refuzi să îi cumpere acel lucru, ei se trântesc pe jos și fac istericale. Ori educația financiară, nu știu, poziționează copilul pe o altă gândire, pe un alt comportament mult mai responsabil și mult mai asumat, chiar dacă copilul e mic și cumva le ajută să înțeleagă că va avea, dar poate că nu în momentul în care el cere, da? Și îl învață să, cumva, să amânarea recompensei imediate, ceea ce îl va determina pe viitor să fie un adult responsabil și organizat. Răbdarea, iarăși, un avantaj extraordinar, da? Să ai un copil răbdător care știe și învață că trebuie să ofere servicii pentru a-și strânge niște bănuși și a-i pune la pușculiță. Economisirea, puterea banului, gestionarea banilor,
Toate acestea sunt avantaje, da, pe care toți copiii care vor face educație financiară le vor avea. Luminița, da. Ai spus un lucru foarte interesant. Ai spus că educația financiară îl ajută pe copil să apeleze la acea gratificare amânată, la amânarea recompensei, a-ți gestiona impulsurile de a cumpăra instant un anumit lucru sau de a aștepta un rezultat instant și să depui un efort constant, să depui resurse financiare ca timp pentru a ajunge la un rezultat. Acum, vorbind de partea de inteligență emoțională, există o mică, mare dezbatere în zona experților cu privire la ce este mai important în atingerea succesului financiar, inteligența emoțională sau inteligența rațională. Tu cum vezi partea aceasta? Ce consider că e mai important sau dacă ambele sunt importante, în ce măsură? Da, desigur că ambele sunt importante, pentru că inteligența rațională ține de partea noastră de gândire, de credințele noastre, de convingerile noastre, și adevărul este că dacă în harta noastră mentală convingerile noastre legate de bani sunt negative, cum că banii se fac greu, banii pleacă repede, noi nu avem niciodată suficient, dacă muncești mult te îmbolnăvești și lucruri de banii se fac imoral, da? Astfel de lucruri, odată ce sunt în inteligența noastră rațională, nu știu, cred că vor da o orientare mai degrabă către eșec, și atunci și inteligența rațională trebuie să fie și ea educată corect pentru a obține bani. Pe de altă parte, catalizatorul prin care noi ne atingem scopurile și ne atingem dorințele și ne îndeplinim obiectivele sau visele noastre este emoția. Poți tu să fii cea mai inteligentă persoană de pe planetă, poți să fii cel mai talentat om, odată ce ai intrat în mâinile panicii sau a fricii sau a depresiei, nu prea poți să mai faci mare lucru de acolo, nu prea ți mai aparții. Adică, probabil cu toți am avut un moment în care a venit panica și toți am conștientizat că noi, în momentul ăla, legătura dintre noi și gândirea noastră s-a scurt-circuitat. Gândirea a amorțit, cumva a dispărut într-un plan secundar. Și atunci, de asta este foarte important să avem o inteligență emoțională foarte dezvoltată. Pentru că ce face inteligența emoțională? Ea îți transformă nesiguranța în siguranță, frica în curaj, neîncrederea în încredere. Și dacă ne gândim un pic care sunt emoțiile potrivite contextual pentru a obține bani, pentru a avea o viață bună, pentru a trăi prosper, păi vrem, în primul rând, siguranță, după aceea vrei curaj și vrei și încredere. Ori dacă aceste emoții sunt blocate, oricât de mult știi, oricât de multe informații ai, consider că nu poți să-ți duci îndeplinirea obiectivului. De aceea recomand lucru pe ambele, adică și o curățire a inteligenței raționale de convingerile negative legate de bani și de putere și de așa, și lucrarea și la emoțiile, da, care inerent sunt. Emoțiile joacă rolul ăsta foarte important, deci aș pune accentul pe inteligența emoțională. Cred că putem face mai mulți bani în viață dacă avem inteligență emoțională decât dacă avem inteligență rațională. Dar e bine să avem pe amândouă. Așa este. Spuneai despre inteligența emoțională și, practic, noi putem să asociem inteligența emoțională și cu dezvoltarea psihologică a copilului. Ei bine, ce impact consider că are o educație financiară solidă, timpurie, asupra dezvoltării psihologice a copilului? Păi hai să înțelegem un pic noțiunea asta de bani și de ce vrem noi bani, da? Care are legătură imediată cu educația financiară. Noi nu vrem banii ca să-i punem undeva la saltea. Nu vrem banii să-i îngropăm în pământ. Noi vrem banii, de ce? Ca să ne cumpărăm lucruri care ne asigură confort sau informații care ne evoluează foarte mult sau să ne îndeplinim visele. Având o educație financiară foarte bună și având împletită cu ea și o dezvoltare emoțională foarte bună sau, da, o dezvoltare personală foarte bună, eu de fapt lucrez la stima mea de sine pe două zone. Odată, îmi permit prin educația financiară să mă detașez de teama că nu voi avea, și pe partea cealaltă lucrez la a-mi transforma emoțiile negative în emoții potrivite contextual pentru succes. De stima de sine, cred că este cel mai mare beneficiu pe care noi îl obținem, ridicarea stimei de sine, atunci când împletim dezvoltarea personală
cu educația financiară. Ai spus foarte frumos faptul că educația financiară și dezvoltarea personală se împletesc, merg așa mână în mână. Eu chiar aș spune că educația financiară este un instrument de dezvoltare personală, fiindcă odată ce începi să-ți gestionezi banii, practic n-ai cum să nu dezvolți acele abilități și acele calități de care se ocupă dezvoltarea personală clasică. Odată ce înveți să-ți controlezi impulsurile, de exemplu, când ai văzut ceva la magazin care încearcă să-ți fie vândut pe bază emoțională, ți-ai controlat impulsul, automat adaugi o calitate la dezvoltarea ta personală. Sau un copil care este la magazin și vede jucăria pe care și-o dorește de câteva luni de zile, dar îi se spune, am discutat acasă, am spus că nu cumpărăm astăzi jucăria, astăzi mergem doar pentru asta, și înțelege și reușește să amâne recompensa, exact cum ai spus tu, atunci cu siguranță sunt, după cum ziceam, sunt mână în mână. E educație financiară, da. E dezvoltare personală și e zona dintre ele care e cea mai puternică. Care consider că este vârsta de la care se poate începe educația financiară? Când anume este copilul pregătit să înceapă educația financiară? Păi, fie că ne convine, fie că nu ne convine, noi începem educația financiară, cred că încă din burtica mamei, când prin acel cordon umbilical se transferă de la mamă la făt, nu doar minerale și substanțe hrănitoare, ci și emoțiile mamei, ci și gândirea mamei și tiparele mamei și conduita mamei și a tatălui chiar, da? Dar în special a mamei. Deci copilul își primește primele noțiuni de educație financiară din gândurile mamei lui de când este însărcinată cu el. Nu știu o vârstă să spun, pentru că adevărul este că noi oricum avem o educație financiară. Toată lumea are o educație financiară. Din păcate, educația financiară pe care noi o preluăm de la cei care ne educă, care ne-au educat, este o educație financiară orientată către eșec, mai degrabă, și către faliment financiar, da? Pentru că asta învățăm noi de la ai noștri, cei mai mulți dintre noi. Dar dacă părintele vrea să înceapă să investească într-o educație corectă financiară pentru copilul lui, mi se pare că vârsta de 4 ani deja este o vârstă foarte bună și foarte potrivită, pentru că copilul deja și-a dezvoltat limbaj, da, el poate nu are încă capacitatea de a gândi rațional și gândește încă registru fantastic, dar sunt instrumente pe acest registru care pot transmite anumite abilități și pot crea anumite abilități copiilor. Sunt jocuri, sunt strategii, sunt cântecele, sunt fraze, da, pe care copiii le pot învăța și le pot însămânța în mindset-ul lor încă de la vârsta de 4 ani. Dar ce aș vrea să subliniez este că noi oricum avem educație financiară, doar că este orientată către eșec. Mm-hmm. Am mers pe o parte a dezvoltării, să zic așa, din punct de vedere al timpului, și anume când putem începe educația financiară. Dar totuși mai există părinți în comunitatea noastră și nu numai, care se gândesc ce fac în momentul în care copilul meu nu mai e copil și poate a ajuns adolescent, are 12, 14, 15 ani și îmi dau seama că eu nu m-am ocupat de zona de educație financiară a lui, oare nu cumva e prea târziu? Ce le-ai transmite lor? Nu știu să spun că e târziu. Atâta timp cât calitatea informațiilor financiare vin către copil, nu știu dacă joacă un rol atât de important faptul că până la 14 ani noi nu ne-am ocupat de acest lucru. Totuși, trebuie să existe o diferență, adică una este să mă apuc să patinez la 4 ani și am alte performanțe și alta este să mă apuc la 14 ani și pot avea alte performanțe. Dar știința arată că nu reușește în general cel care are talent, ci cel care repetă cel mai mult și exersează cel mai mult. Așa încât dacă copilul este perseverent, el poate recupera, da, diferența de la 4 la 14 ani, cei 10 ani, îi poate recupera pentru că este încă în etapa de formare. Acum, ce i-a sfătuit pe părinți? Deci, părinții care nu au investit în educația financiară a copiilor, cred că este timpul să se trezească. Pentru că, așa cum am spus, educația financiară este știința care te ajută să faci alegeri bune în viață, pe partea asta de finanțe, da? Și atunci, dacă tu vrei ca copilul tău să aibă un viitor bun, dacă vrei ca copilul tău să nu fie
cu mâinile în buzunare, pur și simplu expus la provocările vieții, ce vrei să aibă în spate un rucsac cu unelte, atunci este timpul să te trezești și să investești în această educație financiară a copilului tău, pentru că nu e un lux, este un must, este un puternic trebuie. Mm-hmm. Și cum putem să facem această educație financiară a copilului? Crezi că este suficient ca ea să fie făcută acasă de către părinte și doar prin obiceiurile setate în casă? Sau consider că la un moment dat este necesară și prezența unui specialist, prezența unor cursuri și programe special concepute pentru copii? Acum depinde. Dacă părintele deja este el instruit financiar, atunci nu văd o problemă în a preda acele noțiuni de educație financiară și copilului lui. Dacă părintele nu este instruit și nu știe să-și obțină bani și are probleme cu credite și nu-i ajung banii până la sfârșitul lunii și toate acestea, atunci se impune să ducem copilul la un specialist foarte bun. Dar chiar și în cazul părinților care cunosc noțiuni de educație financiară și care oricum predau copiilor, da? Fiindcă trăiesc în sistem familiar și acolo avem tranzacții cu bani. Deci ei cumva, părinții vor, nu vor, ei predau noțiunile de educație financiară precare sau corecte copiilor lor. Dar chiar și în cazul în care părintele este educat, vreau să spun că există o lege, legea lui Moore, care spune că la 18 luni societatea se schimbă și tot ce ai învățat nu mai este valabil. Și atunci este foarte important să te duci la un specialist care este și cu experiență și e și foarte updatat și aduce informații foarte bune. Și aici vreau să vin cu exemplul lui Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki este considerat un mare consilier financiar și un mare dinozaur pe partea asta de finanțe, un om care a reușit să-și facă averi, un om care a reușit în viață foarte bine. Ce este important de văzut este că sugestiile pe care el le-a predat nu mai sunt valabile astăzi, dar mindset-ul la care el rămâne, da, este încă bun, dar sugestiile pe care le dă astăzi nu mai sunt valabile. Iată de ce tu ca părinte nu ești corespunzător să faci o educație copilului tău financiară decât de bază, dar dacă vrei pentru o educație de performanță și vrei ca copilul să aibă performanțe, să aibă o viață într-adevăr demnă, onorabilă, cu suficienți bani în cont, atunci ai nevoie, cred, să-l duci la cineva care are această, are toate uneltele și toate instrumentele și le poate preda copilului tău. Noi până acum am vorbit despre de ce e bine să le oferim copiilor o educație financiară prosperă, o educație financiară care să ne ducă la succes. Totuși, hai să vedem și de partea cealaltă. Ce se întâmplă dacă neglijăm complet partea de educație financiară a copiilor noștri? A nu avea educație financiară astăzi este ca și cum pleci fără papuci pe un teren foarte ascuțit. Este ca și cum pleci la tine cu, nu știu, un instrument foarte puternic tehnologic care nu este încărcat. Toți adulții care astăzi nu sunt situați nici măcar pe linia de mijloc a vieții, ar fi fost cu totul și cu totul diferită viața lor dacă ei primeau aceste informații și le luau serios și le aplicau. Te învață cum să ieși din procesul de ratare, pentru că noi nu discutăm deloc despre ratări, da? Dar adevărul este că un business, la început, are foarte multe șanse de ratare. Și atunci trebuie să învățăm cum să gestionăm acest proces. Și e foarte bine să învățăm din perioada copilăriei, pentru că la ei ratarea, copiii nu iau personal și nu rămân frustrați și nu-și creează panică pe acest lucru. Și e foarte bine să-l facem atunci când copilul este încă crud, este în formare, ca să înțeleagă că și ratarea face parte din proces și că este important să stea acolo cât mai puțin și să plece cât mai repede. Și uite că ai nevoie de educație financiară ca să te învețe cineva și că a rata face parte din proces și cum să ieși de acolo. Eu am o vorbă și anume, eșecul e primul pas spre succes. Pentru că fără o serie de eșecuri în spate, de unde am învățat? De unde am avea acele lecții care să ne propulseze înainte? Un exemplu foarte vizual și foarte concret este un copil care învață să meargă. Nu există copil care să se fi născut și gata, hop, în picioare a mers și de atunci n-a căzut niciodată. Se împiedică, cade de nenumărate ori, dar eu n-am văzut în viața mea un copil care să cadă și să spună gata, s-ar putea mersul să nu fie pentru mine, renunț.
pentru că am căzut. Nici eu n-am văzut niciun copil care să zică eu voi sta aici și aștept până când voi avea încredere 100% în mine și după aia să merg. Nici eu n-am văzut. Da? Așa este. Așa da. Deci noi ne naștem programați să evoluăm. Tema noastră este că atunci când suntem copii, noi depindem foarte mult de gândirea părinților noștri și preluăm de la aceștia stilul lor de a face bani sau stilul lor de a pierde bani în viață. Și atunci părintele are nevoie să se gândească foarte serios. Dacă el într-adevăr vrea ca copilul să-l depășească financiar, atunci trebuie să pună copilul în situația de a-și dobândi aceste skill-uri și aceste capabilități. Altfel cum? Noi nu putem ști să sărim cu parașuta până când nu ne învață un instructor. Cât despre părinții care spun lasă că îl învață viața, nu este un mit, este o amăgire. Eu personal n-am văzut oameni care să învețe singuri. Deci oamenii care au reușit în viață au avut nevoie să treacă întâi printr-un proces de educație și după acel proces de educație s-a întâmplat minunea de a reuși. Așa este. Se aude foarte des în zona de finanțe faptul că el sau ea a avut succes pentru că a avut noroc. Și aici vine definiția mea preferată a norocului și anume atunci când pregătirea întâlnește oportunitatea. Pentru că oportunități avem cu toții, dar dacă nu suntem pregătiți să le vedem, dacă nu suntem pregătiți să profităm de ele, le vom rata. Aici putem să dăm nenumărate exemple, câștigătorii la loto care câștigă, au noroc teoretic, primesc oportunitatea, dar nefiind pregătiți pentru oportunitatea respectivă, nu doar că pierd toți banii, majoritatea ajung într-o groapă mai adâncă decât cea din care au plecat și sunt multe, sau multe... Sau chiar la suicid. Sau exact. Chiar la suicid, da. Așa este. Uh-huh. De aceea... Pentru că nu știu să ducă povara eșecului. Nu știu să o ducă. Uh-huh. Uite, tocmai acum mă gândesc și la o altă... un alt lucru care se întâmplă când vine vorba de... zona financiară asociată cu copiii. Foarte mulți părinți, mai ales la noi în România, având un background în care n-au avut, venind dintr-o zonă de lipsă, dintr-o zonă de comunism sau cel puțin urmările comunismului sunt atât de adânc impregnate în ADN-ul lor, încât se gândesc, ok, eu n-am avut, tot ce fac eu astăzi este să muncesc, să muncesc, să muncesc, să muncesc, să strâng și să-i dau copilului meu ceea ce eu nu am avut. În același timp, îi dau partea materială, îi lasă poate o moștenire, poate o casă, poate o avere, poate un business, dar neglijează complet partea de educație, de a-l pregăti pe copil pentru acel noroc pe care părintele îl are. Și aici intervine pregătirea. Pentru că un om care are resurse, când vine vorba de bani, dar n-are pregătire, e aproape menit să pierdă toți banii respectivi. Pe când un om care nu are bani, dar are pregătire, are educație, putem să luăm de exemplu pe orice, nu știu, pe Elon Musk. I-am luat toți banii din lume, dar el are deja educație, cu siguranță o va face de la zero sau poate chiar și din datorii, pentru că știe cum să prospere. Și tocmai de asta am și vrut să am această conversație cu tine, pentru că știu care este mindset-ul tău și știu care sunt rezultatele pe care cursanții tăi, părinți, le-au avut în momentul în care au aplicat ceea ce au învățat de la tine și cu copiilor. Așa că o ultimă întrebare pentru tine, Luminița, este ce anume le-ai transmite tu părinților care au început în zona de educație financiară, dar au început poate de un an, poate de doi și au în spate alte 10 de ani de mentalitate greșită cu privire la bani, au 10 de ani de nesiguranță, de neîncredere, cum le-ai transmite lor sau ce le-ai transmite lor în așa fel încât să poată să iasă din acea zonă și să-și dea seama că pot să transmită mai departe principii constructive, chiar dacă ei nu le-au avut dintotdeauna? Ce sfătuiesc părinții este să fie foarte atenți la credințele legate de bani pe care le au și să, să ceară ajutorul unui specialist pentru a le scoate de acolo, pentru a le neutraliza, pentru a le dizolva și a construi credințe bune, sănătoase, care să le permită să aibă un trai onorabil și demn. Nu este vina noastră că nu știm să facem bani, că nimeni nu ne-a învățat, într-adevăr nu este vina noastră, dar este datoria noastră să învățăm, să ne obținem bani din mai multe surse, în așa fel încât noi să recomand părinților să îmbrățișeze ideea că fiecare om este egal și că merităm cu toții, absolut, merităm cu toții să avem un trai bun, în bunăstare și prosper. Este datoria noastră, este, cred că,
legat de moralitatea noastră, da? Nu vine nimeni din afară să-ți dea o găleată de bani sau să-ți dea o găleată de încredere sau o găleată de siguranță. Și atunci la toate aceste lucruri ai nevoie să-ți iei un mentor care să te învețe cum să te transformi și dintr-o persoană care nu ai să devii acea persoană care face acele alegeri bune și are. Foarte frumos mesajul tău și cu siguranță foarte util și va ajuta multe persoane din comunitatea noastră. Luminița, dacă ar mai fi și altceva ce ai vrea să adaugi cu privire la educația financiară în familie, educația financiară a copiilor sau orice alt mesaj pe care l-ai avea pentru comunitatea noastră de părinți, acum e momentul, ai legătură. Deci vreau să subliniem ideile de bază a ceea ce am spus astăzi, da? A avea educație financiară nu este un moft, nu este un lux, este mai degrabă un trebuie. Într-adevăr, este decizia ta dacă tu te vei educa pe tine și îți vei educa copilul, da, să ai o educație financiară potrivită zilei de astăzi. Dar în cazul în care nu o faci, te invit să te gândești dacă tu ți-asumi prețul acestui handicap. Foarte frumos. Îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat invitația mea și sunt 100% sigură că implicarea ta de astăzi va ajuta cel puțin o mână de părinți să conștientizeze anumite lucruri și totodată să facă pași înspre a-și îmbunătăți relația lor cu banii și mai ales relația copiilor lor cu banii. Abia aștept următoarea întâlnire și o zi frumoasă îți doresc în continuare. O zi frumoasă și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag!